Hai să vedem cum facem președintele de ședință. Președintele de ședință lipsește de asemenea. Și eu mi-am început și am zis prin vidul la cap. Este hotărâri dată pentru președintele de ședință? Păi președintele de ședință este hotărâri Bârzan Răzvan. Dar nu este. Care lipsește. Și știți că avem articol care ne permite să înlocuim. Așa. Drept pentru care vă propunem să înlocuim președintele de ședință și prima hotărâre a Consiliului Local să fie denumirea președintelui de ședință. Cine este pentru? Sau cine? Adică, cine propune? Adică vreau să-mi termin. Am început, asta a fost. Când a refuzat domnul Bobic, erați la rând, am zis o fac. Dacă n-am hotărâri. Nu este, atunci amânăm ședința. Nu. Nu. Păi nu, să punem la urmă. Eu vreau să-mi... Domnul Maria Dogariu vrește să-și termine. Mi-am început, dar nici eu n-am vrut simplu atunci, dar am zis, dacă mi-l încep, mi-l duc la capăt. Așa. Atunci ați fost de acord, m-am dus o ședință. Acum m-am dus până la cap. Asta vreau să fac. Dacă sunteți de acord, asta am zis. Supunem la cucerie. Împotriva, țineri, că dacă nu, nu veneam, că aveam treabă. Dacă nu erai președinte, vei trebui. Păi da, zic să mi-l termin, ca să nu trebuie nicio, că ajungem la Z și nu încheie nimeni. Având în vedere că suntem prezenți majoritatea consilierilor, în număr de 15 din... Nu mă rog. Dacă vă interesează, domn primar poate să ne prezinte ordinea de zi. Procesele verbale, da. Mapele de lucru, ați avut cele două procese verbale, 3 aprilie, ședința extraordinară și 27 aprilie. Dacă sunt ceva discuții sau completări la ele. Sunt discuții pe... Păi sunt discuții. Da, bun. Asta și stai să termină. Stai să semnez și termină. Da, la ședință participă Cristosin TV care ne înregistrează de 3 luni, 4 luni la Onești. Și care face foarte bine că prin ajutorul lor vede și oamenii. Semnați și pe exemplarul lor. Era bine la perea de acum 10 ani și era mai multă transparență, oamenii erau mai implicați. Eram la București. La favorit. Da, pe oricum, a rămas să înțelegem că vom colabora pentru până la capăt. Dar sigur, la București. Cu mare drag. Cât este domnul primar mandat și deschis la asta, am venit. Și dacă sunt eu primar, ce fac? Dacă veniți dumneavoastră, negociem. Dar v-ați spus ceva. Mai glumesc un pic. Venit cu mare drag. Domnul președinte, când intrăm în ordinea de zi, ia vedeți acolo, domnul Bârzan are trei ședințe lipse. Ia vedeți, care-i problema? Doamna secretară, care este situația? Nu știu, să verificăm, n-avea noi să știu. Păi, dar verifică, dumneavoastră sunteți cu pomeni. Știți exact, în data de... Să știți că aseară n-am stat cu doctor Bârzan ca să spună cum vine astăzi. Deci verificăm după ședința de astăzi. Da. Consemnăm și verificăm. Poate întârzi 5 minute, poate ajungem. Și la urmă, la diverse, vedem ce se întâmplă. Păi, vedeți că sunt de luat niște măsuri în condițiile astea. Au fost două ordinare la care nu au fost prezent. Asta e a treia ordinare. Domnul Vechi, de asta am zis la diverse, înseamnă că sunt chiar ședința și nu așa. Nu, așa de diverse, n-am început. Păi da, dar poate vin în 5 minute, putem să-i tăi în cap acum? Nu mai lăsăm puțin. Nu vine. De asta zic, nu vine. Hai să lăsăm până la urmă și analizăm. Până se studiază documentele. Și deci la urmă nu putem să-i tăiem capul, că trebuie făcut o procedură. Deci eu mi-am notat. Probabil dacă sunt trei ședințe așa, le verificăm și dacă sunt trei ședințe, la următoarea ședință veți avea proiect de hotărâre cu rugătarea mandatului. Las din nou. Da. Procesele verbale a ședințelor anterioare. Sunt discuții pe subiectul ăsta? Le-ați avut, le-ați analizat? Domnul Slobovic, avem procese verbale la ședințele anterioare. Două îi trebuia prezentate. Dacă nu, supunem la vot. Le-ați văzut? Le-ați...
analizat, sunteți de acord cu ele sau nu? Cine pe? Împotrivă, abține, nu sunt. Toată lumea. Domnul primar, îți prezintă ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Bânsului, în comuna Său, sat Lunca Său, județul Bacău, finanțat de către GAL Valea Muntelui, prin măsura infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, M5P4A, inițiator primarul. La 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALIU și indicatorii tehnico-economici la obiectivul lucrări de reabilitare a apărării de maluri cu gabioane în zonele calamitate pe drumul comunal 146 de la kilometru 0 la kilometru 6. Sat Apa Său, Asău, comuna Asău. Deci în comuna Asău, sat Apa Asău și satul Asău. Știți de unde e? Unde sunt gabioanele rupte de aici, pe la... Da. Așa. Inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului de cu titlul Modernizare drumuri de interes local în comuna Asău, județul Bacău, proiect finanțat prin FEADR, măsura 7.2, în conformitate cu contractul de finanțare numărul din 16.9.2016. Inițiator primarul. E vorba de modernizarea unui segment de drum, din drumul 146, Asău, Apa Asău, Păltiniș, de la Gemnea Lungă până mai în sus, aproape de părăul lui Bobeică. E vorba de 3 km și 2-300, plus accesul la cimitir, la Lunca Asău, la Ciobănuș, la Păltiniș, la Halta, CFR, Caralița și încă un segment de drum de la podul de fier de la DN12A până aproape de terasamentul căi ferate pe Ciobănuș. Acestea sunt lucrări prinse în studiu, datorită lor că am avut și drumul județenii și naționale și cimitirii cât în capii, am reușit să obținem alea 63 de puncte de unde s-a declanșat întreaga acțiune cu această lucrare. Un alt proiect de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție din partea așa, pentru investiția, modernizarea drumului de interes local. E vorba tot de drumul această lucrare, aceasta pe măsura 7.2. Așa, noi o să apelăm la fondul de garantare pentru prima tranșă de plată, care după recepția primei părți de lucrare ne va fi înapoiată de către Uniunea Europeană, fondurile europene. La 5, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunii Asău. Și 6 proiecte diverse. Da. Supunem la vot. Ordinea de zi. Da. Dacă îmi dați voi. La probleme diverse. Vă rog să... La... Da, ca da. Să înscriem pe ordinea de zi la probleme diverse. Păi, da, probleme diverse sunt trecute pe ordinea de zi. Nu sunt, aveți o problemă diversă. Care sunt? Nu sunt. Deci e punctul șase divers. Sunt probleme diverse. Da. Și avem o listă aici pe care se analizăm problemele diverse și așa. Am zis că în ședința viitoare să primim și răspuns la aceste probleme diverse în scris sau cum îl primim. Păi dacă... Ca să înțelegem ceva deci la secțiunea diverse, dacă supuneți la vot, dacă lumea este de acord cu problemele alea din foaie de acolo care le ale... diverse, nu vă dici... Da, dacă vreți să le supunem la vot punctual. Tema comunii, situația complexului comercial la Său, prezentarea președintelui verbal, sunt 8 puncte, dar înscrierea, înscripționarea mașinii poliției locale, dar nu ți-o trecut, nu ți-o zis că nu vrea să o înscrie. E cum nu vrea, a vrut să o ducă și acum e prea cald și se deslipește scoria. Nu, oricum, ce vă scris dumneavoastră aici, eu vă propus să rămână pe ședința care vine, că nimeni nu-i mă falda aici, ca să... Domnul primar, nu zic nimeni că să dea un răspuns acum. Astea se discută acum. Și să dă răspuns la ședința viitoare, să dea răspuns scris la toate problemele sezate aici. Care s-au rezolvat, nu s-au rezolvat. Asta, de asta zic că îi de ajuns, cred... Care? Nu vreau să știu. Stabilirea datei de sărbătorire a zilei comunei. E problemă diversă. Da, pentru că nu puntate și acolo. Scriu un apix.
Atunci rămâne să îi votăm punctual că nu văd. De ce nu? Deci trebuie să sunt aici citirile, dar să știe toată lumea care sunt. Ca și puncte la probleme. Ca și puncte la probleme diverse, am spus. Mai treceți un punct, punctul 9 sau 10 după Emil, să discutăm un pic de înființarea unei echipe de fotbal. Am înțeles. Tot am investit bani. Să le trecem punctual ca să le dăm. În teren, să vedem despre ce este vorba. Da, da, da. Hai, bine, stai un pic acum, Hey, cu asta sunt 10, da? Dacă mai are cineva o idee. Stema comunei, situația complexului comercial la Său, prezentarea procesului verbal de constatare a SIAG Bacău pentru control efectuat comuna Său, extras de cont trezorerie cu sold inițiat la data de 1.1.2017 și sold final la 31.5.2017, situație club a Său, înțelege negocieri, studii de oportunitate și așa mai departe, începere contract concesiunii Ronel, încetare contract de concesiunii Ronel, raportul primarului, inscripționarea mașinii poliției, deci ce? Stabilirea datei comunei. Da, sărbătoarea. Că eu discut și acolo să știm cum dăm bani și cine se aliniază. Și echipa de fotbal, înființarea echipei de fotbal. Supun la vot ordinea de zi cu problemele astea la diverse. Cine pentru? Împotriva, abține? Nu sunt. Păcă domnul Angheluță e musafirul nostru. Vă propun să începem să vedem ce ne spune, nu? Ca să... sau... Cred că așa e mai bine. Da. Domnule primar, domnilor consilieri, am ținut să particip la ședința Consiliului cu rugămintea de a urgența o hotărâre pozitivă sau negativă în ceea ce privește cumpărarea clubului. De ce, ca orice unitate, trebuie să ne facem și noi o strategie și vrem să știm dacă se hotărăște cumpărarea clubului. Atunci să fac o comisie de negociere sau cum hotărâți ca problema să fie luată în discuție. Dacă nu, rugămintea mea este, domnule, nu se dorește și atunci știu ce am de făcut. Dar înseamnă că nu a apărut nimic față de problema de acum 2-3 luni. Nu. Vreau să vă spun că am fost prezent la toate ședințele de atunci. Și până astăzi, când ați venit astăzi nou, nu ni s-a prezentat niciun proiect de hotărâri în sensul ăsta. Deci Consiliul Local nu avea ce să analizeze, nu avea ce să discute, când nimeni nu a pus un proiect de hotărâri. Consiliul Local poate să emită sau nu. În general, domn primar emite proiectul de hotărâri în funcție de necesitățile care le are în primărie și cu care se confruntă. Atâta timp cât nu ne-a apărut un proiect de hotărâri, noi nu știu ce putem să analizăm. Deci ar fi trebuit să fie unul pentru demarare, pentru făcut o comisie, să negociem, cum ne-am înțeles. Asta am rugămintea. Rugămintea mea este... Cred că trebuie să adresați domn primar o cerere. Să-mi tocnească un proiect de hotărâri ca să-l supunem în discuție. Discuția a fost, dar având în vedere că la prima fază a fost aproape toată lumea de acord cu intenția de să începe o activitate... Dar după aia au început o mie și una de discuții. Nu, domn primar, astea de... discuțiile nu se pasă la dosar. Un proiect de hotărâre... Să lucrează acum la memoriu, la memoriu de necesitate, la referatul de necesitate și o să-l punem în discuții. Pentru că, dacă o să urmări ședința, și eu vreau la probleme diverse, uite că n-am mai pus-o, dacă nu o pun acum, înainte de... Că e vizat și obiectivul noastră. La toate evenimentele publice din comună la noi, suntem ca și Consiliul Local batjocoriți și în primul rând de domn primar că nu vrem să luăm. Jocorit, o parte din consilierul local păi nu ce să luăm? Au fost de acord. Clubul. Ce să luăm? Păi da, n-am avut discuții. Unde e proiectul, domnul primar? Păi o să-l facem. Păi da, ținem o ședință după aceea imediat. Este o discuție. Luna care vine. S-a opus nu cinci e nicio batjocoreală. Vă rog să lăsați nu, nu lăsăm nimic. Teoriile vă spun la un eveniment a fost prezent. Da, la monument aici, întrucât e nevoie de club. Toată lumea primar. O cotește și o vârtește. Și noi și ce dacă eu vă spun un lucru. Consiliul Local la dumneavoastră. Da, da, că Consiliul Local sunt președinte al dumneavoastră. Da, puteți, dar eu vă spun, la barul gospodarilor am fost batjocoriți cu Consiliul Local. Domnule, discutăm problema lui domnul Angheluță. Durant de zile, aveți trei proiecte marcelate. Domnul Comunica, domnul viceprimar și cu domnul Puiu. Și durant de zile, domn profesor, acest domn primar al nostru, toate proiectele.
Dacă vrei, la care ședință. Și de ce l-ai venit cu un proiect dumneata la concret, cu ce vrei să faci? Domnule, de ce începi? La fiecare ședință nu mă încep, domnule. Eu am făcut pentru complex. Dar te rog frumos. Uite despre ce vorba. Ai început să mă obosești. Vorbești foarte mult și prost. Și m-a dat ieși mereu, da? Trebuie să-i dăm o răspunsul. Eu ți-aș da un sfat. Dacă vrei să le iei, iar ca atare. Știi care e cea mai înțeleaptă ființă? Nu mă interesează. Nu o știi. Ce-o spun eu. Pe mine mă interesează. Și știi de ce? Taci și faci. Și tu ești, tu ești contract. Ai un an de zile, ai făcut ceva în consiliul ăsta. Spune mie ce ai făcut tu. Eu am discutat ai, probleme. În fiecare ședință ai venit și ai înțepat. Și problema dumitale? Da? Pentru că n-ai ajuns în vârful piramidei. Dar tu din domnule, unde vrei? Tu că-mi dați în vârful piramidei. Dar ce mai pus dumneitare consiliere? Hai, ești de voturile tale. Și tare problema dumneitare, domnul Păduria. Este, pentru că... Domnule, hai să spun un lucru. Dacă ți-ai face treaba, ești consilier PSD. Ar trebui să susții pe domnul Angheluță să pui un proiect de hotărâre spre aprobare. Și te-am ascultat. Păi nu, dar vii și spui. La fiecare ședință. Nu, dacă te întreb ce să vorbești tot. Păi ce? Dar nu poate cu proiect. Auzi, domnule, vrei să mai continuăm ședința sau îi suspendăm și gata? Păi ce să votăm, doar de lucru? Așteptăm un proiect, da? Așteptăm un proiect, da? Da, e dat lucru și o să vedeți dumneavoastră să dea Dumnezeu să fie bine. Am înțeles. După ce vedem mai acolo. Să găsim soluția. Sunt 3 luni de zile și n-am avut proiect. Păi pune proiectul și vedem. Păi foarte bine. Am, mi s-a spus să vin cu urmă, am venit cu urmă. Eu faci bine. Nu trec mă opun. Bineînțeles. Și am vot, voi să mă opun. Dar deci conținem nu știu. Da. Deci noi nu știm de o fel. Odată... Da, domnule, e inutil, Costel, inutil să discutăm. Da, am înțeles, corect. Pe marginea unui proiect discutăm cine-i pentru, cine-i împotriv. Nu mă obligă pe nimeni domn Pădureanu să fiu pentru sau împotriv. Nici eu nu sunt obligat să-i ascult și la fiecare ședință ieșirile tale. Du-te acasă! Ce du-te acasă? Păi nu mă trimis tu acasă. Nu mai ce vrei? N-ai vrea să-l tag din gură? Nu, dar să vorbești la concret. Și ceea ce trebuie. Ce? Ți-a spus, vorbești foarte mult și prost. Spune, domnule, ce vrei? Îmi cer scuze pentru prost. Dar spune! Stai în umbra cu Eva, domnul Băbec, tot respectul pentru cei care, într-adevăr, vin și cu legea în mână și... Dar omul ăsta înțeapă... Și ce treabă are domnul Băbec? Știi ce zice? Deci tare, de ce fiu mai bine? Ma dar eu n-am dezvăluit și nu crești pe numele consiliului ăsta, ești capabil. Domnul, hai și mă duc. Am convins. Începeți cu primul, da, domnul Angheluț, asta e. O să, când o să primim un proiect, vă dăm răspuns. Eu îmi cer scuze că, nu știu, poate din cauza mea s-a riscat această discuție. Rugămintea mea sinceră este, pentru a lua și eu o hotărâre, urgentați, dacă se dorește reluarea. Bine, dacă nu... Trebuie să analizăm. Bine, eu vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea. Mulțumim și noi. Așteptăm proiectul de hotărâri și o să vedem. Da, primul. Înainte de a intra în ordine de zi, vreau să stabilim un lucru. La ședința trecută, eu am fost plecat la ședință la județ, am convocări aici de la DIP și de la DIS, la ora 13 și la ora 14 cealaltă. Și am înțeles că în lipsă, că atunci toți sunt mei, se declară că păi secret, primarul a fugit. Ei, să știți că eu nu fug din nicio ședință și nici n-am teamă de nimeni, așa, ca să credeți că plec de aici. Nu văd motivul pentru care să-i convoc eu pe cei care tulburau apa în pădure cu extracția lemnului, cu exploatarea lemnului, în condițiile în care numai un om fără cap poate să-i convoace aici când știți că se filmează și să dă mai departe un asemenea lucru. De asta v-aș ruga și eu am întrebat pe doamna secretară de ce nu v-a informat că sunt la ședință la Bacău, unde trebuie neapărat să participe, în caz dacă nu, nu se poate și să duc toți degeaba cu adibul și cu adisul, cu vorba de apă și de gunoaie, așa. Doamna secretară mi-a spus, domnule, așa panorama era, eu n-am mai putut să vorbesc, să spui cu Eva, că nu mă lăsa nimeni. Poftim. Pentru treaba asta vreau să vă aduc la cunoștință și dacă vreți să studiați convocările de atunci înregistrate și încă o dată vă spun că nu am teamă de nimeni și nici nu fug de nimeni. Poate
Deci, totuși și dacă am avut concediu. Totuși cineva i-a convocat. Păi eu fi convocat, cine i-a convocat, dar nu eu. Cum adică? Eu se chem aici când se filmează. Deci totuși cineva i-a convocat. A venit un... Păi nu i-a convocat nimeni, nu ne-a dorit, le-a spus să vină. Nu, ei i-a spus. Da, nu, e dreptul fiecăruia să vină și să spună cum crede. Da, dacă da, păi nu, dar nu era vorba de o convocare oficială. Știți, erați anunțat de ședință la Bacău dumneavoastră? De ședință pentru? Adis. Da. Păi și de ce n-a spus ședința cu zi înainte sau cu zi după? Păi n-am mai avut, că uitați, ședința era pe 24, de 27-a 4-a, și convocarea a venit pe 24, deci cu 3 zile înainte, când să mai schimb ședința convocată. Și am zis că poate scăp repede, dacă începe la 2 de aici, cât să mai... Dar nu a fost atât de grav până la urmă, pentru că... Mai grav e de ce? Păi dar mai grav a fost altceva acolo. Păi dacă ședințele se țin joia la Adis... Păi cam așa nu am anunțat că ar fi mereu și... Păi treaba asta trebuie să o țin în miercuri sau luni. Nu-i problemă. Asta e o idee bună. Abia nu, acum, mați, miercuri, nu contează. Întrebați-l pe domnul primar la dumneavoastră, domnul Vici, că a fost și dumnealui, și să vedeți că a zis că de acum va fi la final de lună, joia, și chiar asta o să fie, să o ținem bară miercuri, sau marțe, sau... Dar nu-i sau nicio musai, după să depozite. Nu-i musai la final de lună, cum să spun eu, poate și cu o săptămână înainte. Da. Că și alții, sunt de asta. Spre știință și celor care vor privi înregistrarea asta filmată, ca să nu creadă că am ajuns... Au fost, vă, de frică să convoca nimeni pe nimeni. Da. În ședința de Consiliu poate vine oricine, oricând. Tăi. Și uite. După legii. Nu era de convocat. Da. Bine. Hai să începem cu primul punct pe ordinea de zi. Primul. Dezlarion. La ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului aprobare studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundației pe părâul Bursului, comuna Său, Sadlun Casău, așa, județul Bacău, ce va fi depus în cadrul apelului deschis de către GAL Valea Muntelui în măsura M5 pe 4A, infrastructură de prevenire și protecție a inundațiilor. Bănuiesc că ați studiat-o, e vorba de părâul de la Luncă, de la Troiță, e vorba de fonduri europene, cam același lucru ca și părâul Ciungilor, va fi procedura și dacă dumneavoastră sunteți de acord, ați văzut suma, cât costă, valoarea investiției fiind de 479.390,28 de lei, la care se adaugă 88.128,54 lei TVA-ul. Valoarea construcției montaj este de 397.422, la care se adaugă. S-o văzut, da, dacă sunt probleme. Ce discuții sunt pe subiectul ăsta? Supunem la vot, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALIU și indicatori tehnico-economici la obiectivul lucrări de reabilitare, apărări de maluri cu gabioane în zonele calamitate pe drumul comunal DC-146 de la kilometru 0 la kilometru 6, sat Asău și apa Asău, comuna Asău. E vorba de gabioanele din dreapta drumului, cum ne ducem la deal spre Bartea. Sunt în zona asta unde avea Nelu Ferchiu, după aceea la domnul Țuț, acolo vis-a-vis. Mai sunt la bere. Da, în vizur. Da. Sunt discuții, au fost în comisii. Probleme? Nu. Nu au fost. Supunem la vot, cine pentru? Împotriva. Alt proiect de hotărâre privind aprobarea valoarei de investiție a proiectului cu titlul Modernizare drumuri de interes local în comuna Său, județul Bacău, proiect finanțat prin FADR, măsura 72. E vorba de drumul de pe apa Său, de la Gemnea Lungă în sus. Și celelalte capete, biserică, Lunca, Ciobănuș, Păltiniș. Da. Da, și asta dintre club. Păi, da, mai trebuia miercuri asta să vină, să încheie licitația și nu au venit cei de la Autoritatea de Achiziții Publice, de la Bacău. A început după anul nou și nici acum. Acum e ultima ședință.
6-7 luni ca să vedem da. Câștigător ca să. Da, fără ei nu se poate să ne ședim. O să zic că cu expirat ceva. Da, nu, 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 le fac contestație 2-3 luni. Nu, am fost la Iași, am semnat. Am fost la Iași, am semnat un act adițional săptămâna trecută, care spune că se lungește până la 18 august, dar ea la prima întrevedere acum e și ultima și se semnează documentele. Da. Asta au mai rămas. Și când treaba asta, îți stăm o săptămână și mai stăm una. Să dea domnul știi peste două măcar. Sunt discuții pe subiectul ăsta? Proiectul. Să punem la voce abține. Proiect de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție din partea fondurilor, așa, pentru investiție, modernizare, fondul de garantare, care, cum v-am spus, trebuie să facem și documentații, să luăm prima tranșă și care e procedura. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și ce mai e aici, pentru obținerea avansului la investiție, modernizare drumuri de interes local în comuna sau județul Bacău, valoarea scrisoarei de garanție fiind de 1.178.626 1.787.627.626,93 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului acordat. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului da. Și serviciul Consiliul Județean la Urbanism. De asta? Da. Discuții? Da. Supunem la vot. Cine pentru? Potriva abține? Acum, un alt proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului, privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei său. El a fost făcut într-o anumită formă, a fost îmbunătățit înainte și în ședința de comisie. Și acum, dacă l-ați studiat și dacă sunt probleme, la ce concluzii s-au ajuns ieri? Domnul doctor, nu fac o propunere. Nu, dar zic că mai fost ce am discutat ieri, să o înțeles. Am înțeles că s-o înțeles. Deci, în calitate de, nu de inițiator. De îmbunătățitor. Eu am îmbunătățit partea anexă hotărârii de Consiliu, care însemna regulamentul, de fapt, și am mai adus încă două, trei anexe am mai adus. Ce voiam să spun legat de acest regulament, pentru că eu am solicitat doamnei secretare să ne aducă, dacă mai există un regulament de pășunat în primărie până acum, că în hotărârea de jos acolo, am zis să se abroge hotărârea veche. Deci nu mai există alt regulament. Nu există. Deci, nu mai programe de pășunat se făcea. Deci, înseamnă că ăsta este primul regulament de pășunat care îl aprobăm în cadrul Consiliului. Fondul problemei care este? Noi avem o suprafață de aproape 900 de hectare de pășune, pășune împădurită, cu tot ce înseamnă 800 mai pășune. 890, 200, are, este acolo, doamna secretară are... 200 cu vegetă consistentă, știți, 0,4. Așa. Deci, vorbesc de total, totalul pășunii. Care este toată problema legată de acest... și ce am discutat și în ședința de Consiliu. În baza ordonanței 34 din 2013, care a schimbat și din fondul funciar, din legea fondului funciar și la ultima lege aprobată, cei care pășunează sunt asociații de proprietari, sunt proprietari de animale și cooperativele, propriu-zis. De la asta s-au plecat. Întâi au fost... s-au tot modificat legea de la cooperativă, asociații și fermieri de animale, mă rog, după exploatații. Din discuția cu domnul, cu asociația noastră, Asociația de Creștere a Animalilor, Valea Săului, așa se numește domnul doctor, parcă, da? Așa? Am înțeles că din cele... deci noi am concesionat 300 de hectare prin hotărâre de Consiliu către asociații. Restul sunt neînchiriate, neconcesionate.
dânsul spune că 200 și ceva de hectare sunt alea pajiște curată. De ce am trecut în... Deci regulamentul ăsta de pășunat l-am adus ca să-l extindem la nivelul comunității cu... Avem suprafețe care au rămas necuprinse în cadrul concesiunii. Câți mai mici, câți mai mari, dar ele sunt... Noi o să trebuiască să facem ăsta... amenajamentul pastoral. Până la amenajamentul pastoral, care este obligatoriu după legiu, regulamentul o să țină loc de așa ceva. Nu știu care este stadiul, dacă ați trimis să facă la... Asta se face la județ, sau se poate face și pe plan local, dacă ați trimis să facă amenajamentul. Dacă nu este trimis la făcut amenajamentul, atunci... Deci amenajamentul pastoral. Atunci lucrăm în regulament. Și aici sunt mai multe probleme legate de modul în care se execută pășunatul ăsta. Pentru că sunt date după lege și se explicitate la principiile generale. Sunt se numesc utilizatori de pășune și fâneții. Așa este titulatura. Că i-am mai lăsat stăpâni de munte, ciobani, cu ce vrem noi, dar titulatura asta este. Și se execută sub formă organizată numai în cireș și turmi, ca să ne înțelegem o dată. La noi până acum s-a executat pășunatul așa cum s-a putut. Ce a fost în cadrul asociației, au avut grijă dânsii, iar restul este rămas pe din afară. Ca dovadă, pe marginea drumului găsesc o grămadă de vite care nepăzite, neînsoțite, pas pe șanțuri. Întrebarea spune cum reglementăm treaba dacă legea spune că trebuie să fie în cireș și turmi organizate. Un început la capitolul ăsta ar fi la luncă. Și aici, eu în fiecare dimineață, deplasându-mă cu mașina, oamenii merg cu funiuța, cu vaca, până în capătul satului, acolo de unde se duc pe deal. Dar reforma organizată numai la lungă. În rest, nu am văzut în toată comunitatea. Și la Ciobănuș, că e drum național. Așa. Dar vorbesc în partea noastră, aici apasă, centru asta, până în strajă, deci treaba este lăsată la ei. Eu propun ca de data asta să reglementăm treaba cum. Responsabilitatea vine a Asociației Crescătorilor de Animale ca să-și pune paznicii care să însoțească cirezele și turele. Populația trebuie să ducă cu animalul legat de funiuță până când o predă paznicului de turmă. Cum e la lume? O dă, o preia seara. Și cred că pe fondul ăsta am reglementat treaba. Pentru că asociația își permite să angajeze om care să păzească. Dar reglementat treaba și unii paște pace. Să vii oile gând până în spatele casă. Așa. Facem următorul pas. Da. Deci, asta este de forma de organizare a pășunatului. Deci, și prin să regulament? E stabilit. Acum, dacă scrii pășunatul este numai în cireză... Deci, de regulament aici. Deci, eu dau foaia și mă tot duc pe el. Dar ce-i prins trebuie să respect, dacă la problemă. Și asta am discutat și cu președintele Asociației Crescătorilor de Animale. Poate să rezolve. Condiția este așa, ca oamenii să înțeleagă și să adune toți dânsul stabilește, nu știu, 1, 2, 3 poziții, câte ori fi, 2, 3 paznici de ăștia care păzăsc, pune de vaci, mă rog, la oi sunt organizate treburile. Dânsii pot susține pentru vite, pot susține treaba asta. Din cadrul asociației, fără să cheltuim bani, singurul lucru este ca populația să înțeleagă, dom'le, am dus vaca, tăiau vaca de la ea. Forma cealaltă, unde și cum,
unde ducem oile și caprele, unde ducem bovinile de lapte, unde ducem bovinile tineretul taurin și caprinile și ăsta și cavalinile, rămâne de văzut aici. În organizarea personală. Scuzați un pic. Rămâne de văzut, dar trebuie să o stabilim tot noi consiliul. Nu stați așa întâi. Rămâne de văzut cum? Pentru că locațiile de pășunat. Noi avem aici foarte bun regulamentul, dar problemele sunt în teren. Nu, deoarece, domnule, dați-mi voi să termin ideea. Un pic, mă scuzați. Sunt 3 vaci pe Tulburea. 5 vaci pe Iacob. 6 vaci pe Agăștin. Nu știu dacă o să poată pune vacar. Aici e problema. Piesă comună. Pentru 5 vaci să pun un vacar. Păi stați un pic ca să vedem treaba, că fondul problemei se duce în altă parte. Asociația Crescătorilor de Animale spune că atât de animale avem în comuna său, încât nu le putem face față, domnule. Nu putem face față la asta. Uitați aici, am centralizatorul, care e obligatoriu. Toți în asociație. Care sunt asociații? Da. Deci centralizatorul pentru acordul datei de identificare, numărul de animale pe fiecare membru al asociației și suprafața alocată. Ăsta. E avizat de primărie, da? Da, dar vorbiți de asociații. Mai sunt și da, nu toți asesorii de animale. Deci eu vorbesc de ăsta din asociație. Da, și cu restul ce faci? Păi aveți răbdare. Asociație, i-am dat 300 de hectare. Lucru este limpid de la asociație, le ajung 300 de hectare. Dânsul spune că nu le ajunge atât. Nici n-a trecut toată lumea aici. Păi și ca să ia? Pentru că să iau bani de la ADIA pe treaba asta. Și acum vine întrebarea așa, de asta am pus locația de pășunat. Toate hectarele care le avem, că e pășune împădurită, că e asta, scoatem la închiriat. Deci pe lângă concesiunea care o avem, mai avem porțiuni mici care le putem închiria. Cui? Păi sunt solicitări. Cine solicită? Că... Și restul animalelor, dacă suprafața... Păi ceilalți oameni... Domnul doctor, asta nu pot strânge. Păi ceilalți oameni... Oite, nu fac. Spune. Normal, maximă de pășunate, 6 oi și ceva. Poftiți. Maxim. Dar, la 800 și ceva de hectare, îți 600 și nu știu cât de bovini sau... Normal, deci la nivel de comună, deci totalul ar fi de 1000 de bovine cu tot cu tineret. Așa. Și în jur de 6000 de oi. Și norma care e? Unitate vită mare la hectar. Maxim o vacă de hectar, maxim 6 oi și ceva la hectar. Deci dacă ai 1000 de vaci și ai 800 de hectare, da. Din care partea sunt împărțite. De unde mai bagi oile? Vin din vacile. Păi de concesionate, restul celui concesionate despre aici, problema, asta vreau să punem problema. Și dânsul răspunde doar de aia care au asociații. Dar restul? De restul? Păi restul vă întreb eu. Și răspunde de terenul care este defișat. Deci are 375 de oi, scrie aici, negru pe alb, în asociație. Asta se punctează cu alea de la registru. Dar restul din comun unde sunt? Mă întreb eu. Oile? Nu. Avem din oile. 900 de hectare, 300. Mai sunt 600 de hectare. Cu pășuni, cu păduri, cu ce vreți dumneavoastră. În alea cine-i pască? Restul. Numai veverițele? Restul. Sub ce formă pască asta? Sub dezorganizată. De bălmășie. Păi de bălmășie. Cum s-o păscupa la masă? Și atunci... Fiindcă asociația nu poate să suporte băcar pentru ceilalți. Cine afara... Nu să zic nimeni spună la 5 vaci. Sunt lucrurile de pășuni mai mari. Care poate? De la pola scaunii până la țigani, aici sunt 7 vaci. Spuneți-mi și mie. Unde trebuie băcar? Cum e băcarul la 7 vaci? Nu că nu trebuie băcar. Ar fi foarte bine să fie vacat. Cam evita problemele cu ieșitul pe stradă, cu accidente, cu circulație. Ar fi ideal. Dar să vedem cum putem implementa chestia asta. Cum o putem pune. E număr mic de vaci. Absolut. Deci comuna e atât de intensă, atât de... Deci apa sau are 15 km de sat. Așa, 15 km au, știu eu, la un kilometru din... Domnul doctor, da, aveți situația pe trupuri de pășuni? A bovinilor? Dar trebuie să fie și acolo, normal la țâncul. Trebuie să fie și la domnul doctor Producanu. Deci asta este o dată. Discutăm numai de bovine. Bovinele au ciobani? Absolut.
Deci au. Deci au stăpâni de turne, da? Ce avem la asociații, treaba este reglementată. Putem să o reglementăm și partea cealaltă. Păi asta trebuie să facem noi aici, să o reglementăm. Păi în baza la asta reglementăm. Pentru că următoarea etapă este așa, trebuie să dăm drumul la închiriere, la celelalte. Facem ca de sarcină și spune. Dacă nu cap toți... Zona Agăștii nu ne-ai pășunii. Nu ai. Nu ai. Ce faci cu vacii de aia, de cum ce faci? Zona Santa nu este pășunii. Zona Santa nu este. Dar cum, Iacob, cum o să putem închiria? Iacob, Iacob, este ceva, domnule. Cum putem închiria? Dacă noi nu... Dacă avem împăturite deja. Ei, asta e la domnule. Pentru că eu nu înțeles. Adică vrei să spui că la Șanta și la aia nu mai există. Oamenii n-au vaci, nu rețin în graști. Nu, au vaci. Și unde pas, domnule, vaci? În pășuni împăturite? Nu mai sunt pășuni. Înseamnă că de ce le stau pe marginea apei și pe hai să fim obiect. Tocmai de asta, așa e. Pe o soi n-au unde paște la noi aici. De asta stau face de pe drum. Fără știel. Știi, domnul Vic, haideți că trebuie să ne prezintăm. Nu poți să intri la Petrosul Vaca să o aducă în Petrosul Vaca și la Socer. Nu poți. Dar nici la Iacob. Sau la Iacob. Puțin. Dar avem trupuri de pașa. Sigur că și-o aduci la o soi, tu poți. Stai așa să... De pe fiecare zonă avem trupuri de pășuri. Uitați aici așa. Deci în tabelul ăsta spune așa. Deci denumit evidența suprafețelor pe trup. Ciobănuș 1, ciobănuș 2, ciobănuș 3, cărunta, ciobănuș 4. Lungeni, Văcărie, Straja, Ciungi, Bartea. Bartea, Agăștin, Agăștin, Făgețel, Iacob, Petrosu. Domnule, avem 27, parcela 27, cât e? Suprafața, 14,7 hectare la Făgețel. Domnule, sunt vite la Făgețel? Unde are primăria pe Agăștin, Teres? Nu are. Stai pe șantare. Agăștin, zero, suprafața, 0,5 hectare, 0,7. Domnul Vic, a zis la Făgețel, 14 hectare. Domnule, eu vorbesc cu documentul oficial de primărie, eu nu... Știi, domnul, stai un pic, ca să ne înțelegem. Acolo apare 0,5 hectare, dar acolo e o stâncărie, nu-i pășunii. Stai, domnule, olea, că ăsta e documentul oficial, eu nu discut că ești stâncă. Dacă la Făgețel, la Făgețel, poate fi 14 hectare. Nu, ne-a dorit la Făgețel, poate fi 14 hectare de stâncă. La păi, deci au fost cândva izlas și s-au pădurit. Păi, asta e ideea, ce facem cu el. Trebuie să-l defrișăm, să-l deschidem, să aibă unde. Fondul problemei este așa. Deci aici avem niște suprafețe, că sunt pădurite sau nu. Deci putem rezolva alea, putem... Da. Vine întrebarea că în zona asta, să zic așa, Bartea, Agăștin, oamenii au animale. Unde le duc, domnule? În fondul forestului. Nu sunt niște izlași comuni. Dar hai să mai vedem o treabă. Aici e problema. Ca să pui văcar la ceilalți din afara Asociației Crescători de Animale, înseamnă să faci o adunare cu deținătorii de bovine, să stabilească, că ei trebuie să stabilească văcarul. Să vedem cum ar să stabilească. Plătească? Să vedem cum ar să stabilească, cum ar să plătească. În afară de asta, comuna e așa dispusă, încât fiecare uliță are ieșări la izlas. Rar care n-are. Și atunci aia trei vaci ies pe aici, patru pe dincolo, șapte pe dincolo. Și spuneți-mi mie, cum le aduni într-un loc ca să pleci cu văcarul, să le aduni... Problema sună așa. Să nu venim numai... Deci dacă la Luncă s-a putut... Deci la Luncă, deci de la pod de la Luncă, de aici așa până la Cornel Potoroacă, lumea se duce cu vaca de funiuță. Demonstrat, văzut, dacă nu filmezi dimineața. Deci se poate. Da. Dacă stabilim 5-6 poziții în toată comuna, care asociația plătește oamenii ăștia, lumea numai trebuie să aibă bună voință să o ducă până acolo. Eu nu vorbesc că nu, în gura Agăștinului ceva. Poate până la scaunii, se poate. Da, da, poate nu, adică poate, vorbesc de putea, lucrurile mari, domnule. Nu, Petrosul, cum scoți până la scaunii? Ulița că din sub o soi. Pila Plașcu se duc unii, da? Pila Purcăren se duc alții. Pila Emil și Pila Petrus Bobeică se urcă alții vaci. Pe groapă se urcă alții vaci, păi da, pe pârâul de la scaune se urcă alții vaci. Da, dar asta fiindcă nu-i văcărie acum. Păi și dacă e văcărie, ci vine omul din fundul uliței al unui Năzărial sau omul i s-ar arătat. Dar stați-o rea, că așa, vreau mă vine să o aducă în drum și să o iei. Omul ar vrea să vie cu baia ăsta văcarul să-i aducă vaca în graș să-i o și mulgă. Păi domne, să se ducă cu vaca până în poiană, sus, să-i o leză, să-i o dea văcarul, îi zice, uite, mie mi-o aduci.
Și din gura uliță o preiau eu la 5. E bine ce spuneți și dumneavoastră. Nu zic că nu este bine. Dar mă punem în poziția noastră la vată. Noi aveam 6 hectare de fișat acolo. Și cred că e cel mai mare punct din zona comunii cu atâtea animale. Venit pe marginea aceea la... Densitate cea mai mare. Da. Și la noi, până la barca aici, așa, în cercul, toate sunt pe barca. Și ai 6 sau 8 hectare, câte ai acolo, așa. Deci, unde să le păzești acolo, domnul Bovei? Și vin și oile acolo. Da, da, da. Oile până la... Domnul Ciuciu, că a zis oile. S-a organizat oile, n-ar mai intra, s-ar distribui. Dar n-ai unde păzești pe 8 hectare, cel mai mult vin, cred că 60 de vin. 60 de estimate. Da, zic așa, eu nu l-am numărat, am zis așa, eu văd în toate. Începem de undeva? Păi trebuie să începem, dar până ce nu se defișează, stai izla, stai unde întoarce vacile, ori întoarce matale vacile, cât e complexul ăsta, 60 de vaci. Le ducem acolo, cum spuneți dumneavoastră, puteți. Dar unde le păzești 60 de vaci? Asta e. Așa cum are de omul și pe bou în pădurea statului. Asta e. Domnul Tuturor îi desfie. Eu în pădurea statului, cred că ați văzut, nu? Nu știe. Auziți? N-am treabă. Eu nu reglementez. Nu, dar oameni se bat, dar dacă le gândesc și le-ai făcut, mai pus la cași, le-ai pus la cași, le-ai pus scos, n-ai stat. Mi-a dorit. Știi ceva? Acum discutăm programul, regulamentul de pădurea statului. Stați așa. Stați un pic. Deci în ăsta este introdus și oieritul, și căprăritul, și startele, și nu. Deci în asta. Dacă ne ducem numai la vaca de luate, am zis numai fie. Măi, dar vine întrebarea, dar stânii ce faceți cu ele? Toate oprite în pădurea statului. Toate în sat acolo. Îl trimit la valele. De la Socer să până la Capra, 5.000 de oi. Ei, de acum începe discuția. Păi, discuția. Cu vaca de lapte... Ce facem? Stați un pic. Ideea este așa, cu vaca de lapte, dacă punem văcarul și are suprafața arondată, atâtea hectare, plătit de dânsul ăla, stă de vaca de lapte acolo, ca să-i o dea cu lapte seara. Nu cu scaieți. Oaia poate să ducă și pe stâncă și în pădurea... Ducă-se în pădurea statului, dacă e atâta de tare, atâtea multe oi avem. Pentru că se pune întrebarea foarte multe oi, sunt aduse din afara comunii, sunt trecute în registrul comunii, la stăpânii de munte. Cum reglementăm treaba? Păi, dăm din numă, domnul Țuțu. Nu știu dacă sunt multe, Ei, nu sunt. Sunt. Numai eu când știu. Las, că duc la Băzdâc, e brânza bună. Auziți? Nu mă iertați că vă întreb. Vă să plecam și la noi în alte parte. Se compensați, să știi. Noi sunt de algă, știi, toți. Problema este că sunt multe și coboară de la deal la vale. Uitați care-i treaba. Când te apuci de o afacere cu creșterea animalelor, trebuie să spui problema de unde asiguri baza furajeră. Nu trebuie să te apuci să cumperi oi, sau vaci, sau ce mai cumperi, în ideea că izlazul comunal îți va rezolva toată treaba. Cine crește mai mult decât o vacă, două, trei, din necesitate gospodărească și pentru un vecin, bănuiesc o face și pentru afacere, da? El, când își face planul lui de afacere, printre altele, trebuie să prezinte în gândirea lui și pe hârtie, băi, am tâta, mănânc o vacă, l-a pășunat una vită mare la hectar, aia, aia, pe iarnă atâta, să-și facă planul lui de afacere, dar să nu creadă că de acum izlazul comunal îl întreține cu furaje pe perioada întregului an. Nu. Pentru cel care are o vacă, are două și o ține pentru consum propriu, nu că nu mai are ce face cu timpul, deci starea materială de multe ori îi salvează pe mulți oameni și atunci țin o vacă, două sau, să zicem, trei, dar mai rar, nu mai e așa ceva. Unu sau doi, noi trebuie să ne punem problema la cei care au animale și sale noastre. Dacă te apuci de afaceri, te apuci pe riscul dumneatale când te apuci de afaceri. Pentru că eu nu văd o treabă să închiriez sau să concesionez la cuiva o parte din izlaz în condiții în care izlazul e insuficient, nesatisfăcător ca suprafață, și pe ceilalți să-i lași pe margine, pe marginea gârlii, să pască sau la drumului. Până anul ăsta s-a mai dus, erau 2 sau 3 stări în geamnă. Da. Acum toți biocapitele. Știți cum e? Hai, ca să, hai că dacă nu... Cât aveți, domn doctor, la prefectură? Trebuie bine gândită. Problema. Dar așa, ca să continuăm și următorul pas. Deci, am zis așa. Pentru bovina de lapte, asociația se angajează că o să pună văcari și o să rezolvăm problema. Acolo unde este frontul mai mare. Da. Cu hectarele arondate după ele. Și răspunde. Dom'le, aia e treaba dumnealui.
Noi el am concesionat, se organizează, da. Noi verificăm. Da, domn primar, dar mai e o chestie. Stați un pic. Este treaba așa? Să plătesc bani de la APIA asociației și lumea nu știe și nu beneficiază de ei toți. Să nu cumva să vă treziți în situația în care lumea începe să iese din asociație care are voie și să duce singură să-și ia banii de la APIA. Eu văd, eu văd în preambul și spun ce o să facem. Ca să ducă să-și ia singur banii, toți oamenii sunt cu rău. Trebuie să aibă un document că folosește legal o suprafață de teren. Gata, vine la dumneavoastră și vă cere suprafața. El iese din la... unde s-o dăm? El s-o dăm, nu eu. Primar, atrăgați-o dumneavoastră. De la 300 de hectare și până la 200. Deci el iese din asociații. Și ce faci cu restul? Unde și așa, așa. Ascultă. Și atunci de ce am vorbit eu degeaba, care are o vacă, două, unii se duce, domnule? Deci ăsta care e în asociație are rouă aici așa. Și are 5 vaci lângă el. Deci ăsta are voie mâini dimineață să face cârtiri și iese din asociații. Rămâne în asociație și se duce și solicită banii lui de plata asta. Pe care? Terenul e concesionat asociației, nu așa. Lui. Și asociația, el vine și îi plătește asociației banii pentru cât are și asociația vă plătește concesiunea. Nu se reagă. Aia-i treaba dumneavoastră ce face. Are păi da, numai că aici nu sunt toți. Păi nu sunt și dacă nu sunt, nu poți să-i oblici. Haideți să ne dea un răspuns, domnul doctor, că e aici. Este vorba de două situații în care se pun dosarele la APIA. Este una din situații, când suprafața este mare, membrii puțini și asociația poate să-i dea pe parcele la unul, altul, 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 deci la membri. Și pun membrii cu suprafața și centralizatorul asociației și încasează ei, situația care e cea fericită. Situația care e la noi, suprafață mică, număr mare de membri, număr mare de animale, în care noi folosim fondurile la comun. În care nu putem să dăm o parcelă, două, trei, nominal, la unul sau altul, să poată să-și depună dosarul. Noi am obținut, din cauza că suntem mulți și nu putem împărți, am mers pe varianta a doua. Se ivește ocazia cu promoții, domnul Bubeică? La noi nu. Bun, cetățean din stanță. Este hotărârea de adunare generală, este legea de bază de funcționare în asociație. Domnul Bubeică, aici am plecat greșit. Dar noi de la 300 până la 900, primăria mai are încă izlaz. Da. Și de ce să ducă omul ăla să ceară de la asociații din 300 de hectare că poți ceară de la primărie? Și domnul președinte. Cum i-ai dat asociații, dai lângă el și nu ăla 10 cei hectare. Care nu în capul îți ducă. Dar nu, că acolo atunci nu plătești. Nu plătești vaca mea față de ăla. Dar el trebuie să lucreze terenul. Dar să ia bani de la scrie lege că e obligat să lese toate vacile să pască. Îl lucrează el, stă cu vaca lui 5 vaci, dar dacă trec încă 10 vaci pe acolo și mănâncă, nu poate să o scoată afară că el a concesionat terenul. Nu așa să pune. Că nici domn doctor nu poate scoate vacile care sunt în asociații, care sunt afară asociații, nu le poate fugări de pe parcela lui, că nu are voie. Deci, vaca paște liberă. Numai că o suprafață o întreține domn doctor, alta o întreține X, Y, fiecare. De asta noi mai avem suprafață care e abandonată. Nu e așa cum spuneți. Păi și ce face cu restul de teren? Deci asociația crescătorilor de animale, dacă omul nu e înscris în asta, pe ce o concesionat dincolo, îți ia vaca și o dă afară. De pe tarlaua lui. Să nu vorbim mai iuri. Ba chiar așa este. Atâta timp când nu e înscris în asociație, îți ia vaca și ți-o dă deoparte și ți-o duci să îi îngrași. Ori ești în asociație. A citit legea care îți permite să iei în concesiuni teren? Pentru că dacă eu iau 5 hectare, acum, nu înseamnă că vor paște numai vacile mele. Îl iei, APIA îți plătești, nu sunt tale tale. Și îl cureți și îl îngrijești. Și pasi toate, îngrijești izlaz. Domnule, nu pasi toate, nu înțelegeți? Nu pasi toate. Dar omul își face niște lucrări, bre. Dacă ia cu norme agrozootehnice făcute, trebuie să care pe legar, trebuie să-l desege, pun gardele de vaca, nu știu care. De ce totul bântuința? De ce o învârtim așa? Lucrul este clar definit. Adică omul ăsta are 375, treaba lui dacă e fals, sau 375 de oi are. El pe asta răspunde. Dacă mai sunt 4.000 și vin călare piste, el nu poate să le dea afară, domnule. El o concesiona și răspunde pentru asta. Așa se traduce lucrul. Poate cu restul, ce facem? Restul, mai avem 600. Eu de asta vă întreb. Da. Alea 600. Haideți să le închiriem. Și după aia... Începem închirierea cu cel care are o vacă, două, trei, pentru stricul sau necesar. Sau poți să aibă mai mult. Da, că n-are ce mânca. Când faci afaceri, îți completezi din funații cumpărate din
Diminic, vreau să am 40 de vaci, unul să am două, să am din ce trăi. Păi dar trebuie gândită treaba ca interes general. Nu că să, poate sunt 4 inși care ia 50 de vaci și toată lumea stă cu vaca pe un arin. Dar nu mai sunt nici arin, eu luat apă. Deci trebuie, treaba nu-i glumă. Deci, treaba nu-i glumă. Următoarea etapă în afara asociației, la restul de hectare, este închiriere. Închirierea? Am regulamentul la spate, tot ce înseamnă contractul de închiriere conform normelor. Nu-i, deci contract cadru, contract de închiriere, contract de concesiune. Dom'le, și atunci am spune spuneți domnul tăzău. Discutăm. Problema este în felul următor. La ora actuală, din totalul de islas care are comuna, o treime este pășunată. Două treimi, nu. Datorită faptului că el este acoperit de vegetație forestieră, rupturi, locuri în care, nemai fiind făcute lucrări de întreținere, s-a deteriorat, este prematur să spunem că putem închiria aceste terenuri unor cetățeni pentru pășunare. Problema ar trebui luată în serios, pentru că aceste terenuri trebuie reabilitate. De găsit o modalitate, un program, prin care noi primăria, cât mai repede, să reabilităm aceste suprafețe, pentru ca să permitem pășunatul la nivelul comunei său. Ne plângem că nu avem teren pentru încărcături pentru animale. Dar atât timp cât două, trei stau și sunt, știți cum, deteriorate și în urma exploatărilor forestiere, în urma inundațiilor, în urma eroziunii, deci factorii acestea climatici care, na, de-a lungul anilor și-au pus amprenta. Aici trebuie văzut cum se poate rezolva problema, după care, pentru ca să pășuneze, sunt diferite forme, ori concesiuni, ori închiriere. Eu zic că, așa, ca să nu facem o discrepanță față de crescătorii de animale, forma cea mai convenabilă ar fi o concesiune. Pentru că în timp ce asociația se bucură de anumite surse de bani, deci, ei și-au luat terenul, lucrează, APA ei le dă o anumită sumă de bani pe care ei o cheltuie după, conform statutului. Eu, în calitatea mea de fermier sau, mă rog, crescător de animale, în momentul în care vin cu 3, 4, 5 vaci câte am eu, eu, dacă închirez o suprafață de teren, trebuie să plătesc către primărie, nu? O taxă. Și atunci apare totuși o inechitate. Dar ținând cont de situația izlazului, trebuie să vedem în ce măsură, ieri în ședința de comisie, domnul doctor spunea că mai poate prelua anumite suprafețe în concesiune și cu ocazia asta, ele, sau închirii, mă rog. Concesiune, ca să ia conturi de la închiriere lui. Da. Și atunci se pot rezolva situații, pentru că sunt zone unde numai anumite parcele sunt concesionate. Cele care au fost bune de pășunat, cele care au avut vegetație sau, știu eu, au fost erodate, n-au fost luate. Și atunci, cu ocazia asta, eu cred că întreaga suprafață de izlas poate fi reabilitată și reintrodusă în circuitul pășunat. Noi, domnul Tăderean, da. Noi s-a făcut marcare și da, am pornit de mers. Îi punem valoare pe o porțiune. Acum am făcut o adresă împreună, domnul vice, cu așa, la ITRSV-ul, sau cum îi zice, inspecția silvică, prin care să ne ia în seamă și să documentele și să putem scoate la licitație. Deci, porțiunea aia. Și eu zic că ideea dumneavoastră e bună, având în vedere experiența asociației, care, vă spun, nu știu, în alte localități pe Valea Trotșului, dar bănuiesc cum se ocupă domnul doctor aici, așa? Ei, nu știu dacă sunt, să fac lucrări, nu-i problemă. Nu, dar el face, ia bani de la APIA, da. Primăria nu poate lua bani de la APIA. Asta a fost o treabă de câțiva ani și a durat un an sau doi. De asta trebuie dat toată suprafața. Eu propun să o dăm toată la asociație, poftim. Nu poți să o dai. Atunci vă răspunde asociația. Dacă nu, să administrezi o firmă care se poate ocupa. Că sunt situații unde a venit o firmă, s-a spus la licitație, ai dat izlazul în întreținere. Noi trebuie să-i prindăm terenul care să se înscrie în normele APIA. Să aibă 25 de copaci sau 10. Domnul primar, cu banii care ia, poți să investească în fiecare. Nu-i de banii. Nu-i de banii. Nu-i de banii. Nu-i de banii. Nu-i de banii.
Lemnul glosa la care ne încurcăm la 18 metri, care noi suntem noi tăia legat. Dar am început. Și terenul ăsta care a fi scos la exploatare, e prima parte, prima fază, când o să putem să luăm să curățenie. Dar o putem prelua așa cu mâini, cu cioate cu toți. Rățenii la Petrosu i-am marcat, toți au făcut acte de până limba. Dar problema este de marcate toate suprafețele ce au rămas. Nu ne oprim numai răsfânii, s-au marcat anul ăsta, știu că noi să avem dințile pregătim. Depinde și de o porosinie. O porosinie vă zic că merge pe etape, nu poate să marce totodată. Cum adică? Nu știu. Exact asta a fost răspunsul. Nu l-am înscris, dar verbal așa ne zice pe eu. Nu poate să marc tot ocolul, tot izlasul de la Petrosul până la Ciobănuș, până la Luncă, întrucât nu știu dacă se găsește un potențial exploatator. Asta nu-i problema. Asta nu-i chiar o problemă. Asta nu-i problemă. Ocolul s-o ocupă de licitații, ocolul s-o ocupă de tot. Domnul Vice, dar eu nu pot să-l dea și la populația. Cine îl dă? Domnul Vice, ocolul. Dar eu vă întreb așa. Noi n-avem apeliruri, n-avem apeliruri, n-ai actic. În baza la ce ați intrat dumneavoastră cu ocolul la marcat? Bă, ce vrea așa? Nu, dar adică... Păi cum adică vă apucați de tăiat așa? Dar nu ne-am apucat de tăiat, domnul Bobic. Păi nu, domnule, păi dar mai alea că... Ca să curățăm izlasul, trebuie hotărâri de Consiliul Local. Ca să curățăm izlasul, trebuie hotărâri de Consiliul Local. Dar unde să-l curăți, domnule? Să curăți izlasul, da. Dar care izlas dacă nu-i concesionat? El îmi plătește mie pe cap de animal. Luați taxe pe cap de animal, domnule. Doamne, noi curățăm unii sunt animale. Unii nu sunt animale, nu. Deci animalul ăsta care îl crești un